Având în vedere că una dintre cele mai numeroase categorii profesionale o reprezintă personalul medical, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț și a Prefecturii, s-a decis înființarea la Spitalul Municipal de Urgență Roman a unui centru special de vaccinare a personalului din unitatea sanitară amintită, la care se adaugă personalul medical de la Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roman. Combaterii pandemiei de COVID-19 și a faptului că personalul medical are prioritate la vaccinare, a fost demarată procedura de catagrafiere în vederea realizării vaccinării salariaților Spitalului Municipal de Urgență Roman împotriva virusului SARS-CoV-2. Astfel, din cei 917 salariați, 459 dintre ei optează pentru vaccinarea anti-COVID. Dintre aceștia, 64 sunt medici, 300 sunt asistenți medicali, 68 de infirmieri îngrijitori și brancardieri și 27 de salariați TESA și personal administrativ. În vederea imunizării anti-COVID, s-a primit informare de la DSP, astfel că la Spitalul Municipal de Urgență Roman va fi centru de vaccinare pentru salariații proprii și pentru personalul Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae. În organigrama Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae, unitate subordonată și finanțată de Consiliul Județean Neamț, există 105 cadre medicale și TESA, dintre care doar 99 sunt active.